Peste 300 de producători, importatori și distribuitori din industria mobilei au fost prezenți la început de toamnă la Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii. Organizat de Romexpo, Bifesim 2014 a reunit reprezentanți din România, China, Danemarca, Italia, Spania, Polonia, Turcia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Manifestarea a adus în fața miilor de vizitatori soluții noi în domeniu, pe scurt, un spectacol de forme și idei. Târgul înseamnă în primul rând promovarea produselor noi. La târg aflăm părerea clienților, dacă e confortabilă canapeaua, dacă arată destul de bine, dacă designul le place, dacă utilitatea este pe măsura cerinților, dacă prețul îi avantajează și așa mai departe. Piața în ultimii 4 ani de zile a fost în continuă creștere. Pentru noi piața din România reprezintă 85%. Este principalul nostru obiectiv și în țară vindem cel mai bine. Vindem și în străinătate, dar nu reprezintă o prioritate. Suntem la a 4-a participare consecutivă la Bife. Bătălia pe piață între producători e pe calitate. Bineînțeles și prețurile au o mare importanță, dar calitatea primează. Clienții au devenit foarte, foarte pretențioși. Noi am reușit și am implementat anumite gadgeturi în mobilă. Toți ar vrea să vândă, să facă export. Din păcate, ne împiedică un lucru. Materiile prime sunt mai scumpe în România decât în Occident. Târgul Bifesim este un moment important în activitatea noastră, deoarece ne dă ocazia să arătăm din an în an cu ce am progresat. Venim cu modele noi să prezentăm pentru clienții noștri și pentru distribuitorii noștri. Mediului de afaceri românesc îi trebuie o promovare foarte bună în exterior pentru a crește încrederea partenerilor din comunitate. Eu cred că o țară, dacă are industrie, are și putere. Și noi avem nevoie să vadă străinii, mai ales cum europenii, că putem produce și că suntem serioși. Noi vindem mai mult către interiorul țării. Industria mobilei din România a cunoscut anul trecut o creștere apreciabilă potrivit Asociației Producătorilor de Mobilă din țara noastră. Datele arată că cel mai mare volum al exporturilor a fost înregistrat în 2013 pe piața Germaniei, fiind urmat de Franța, Italia și Olanda.